prinși cu treburile prin gospodărie, timpul a trecut repede și undeva după orele amiezii chiar ne întrebam ce să pregătim pentru masa de seară. Gând la gând cu bucurie pentru că a sunat telefonul Salvator, nu acesta, că ăsta e doar de decor. Și un prieten zice, vino până la mine cu o găleată, că am ceva bun. Când am ajuns, bănuiala mi s-a adeverit. Avea niște bucăți frumoase de caras proaspăt și atunci mi-am amintit de vorba bunicului. Pește, pește, mămăliga prăpădește. Bucurie mare pentru noi, dar pisoii erau deja în extaz, abia așteptau și ei o bucățică. Cu poftișoși și pe toate părțile, nu mai stăm pe gânduri, ascuțim bine cuțitul și ne apucăm de treabă. Curățăm peștele de solzi. Curățăm apoi și măruntaiele, iar căpățânele le vom pune separat pentru că vom face și o ciorbă bună. După ce terminăm curățatul, vom spăla peștele foarte bine, sub jet de apă rece, atât pe interior cât și pe exterior. În timpul curățării am păstrat lapții pe care îi vom prăji împreună cu peștele și aceștia vor fi o delicatesă în adevăratul sens al cuvântului. Continuăm pregătirea, luăm fiecare bucată de pește și o crestăm din jumate în jumate de centimetru pe ambele părți. După cum bine știți, carasul de dimensiuni mai mici are o carne extraordinar de gustoasă, dar conține foarte, foarte multe oase. Iar în felul acesta, prin prăjire vor deveni cât se poate de crocante, iar gustul va fi demențial. Apoi dăm peștele cu sare și îl masăm puțin, astfel încât sarea să intre și în cresăturile făcute. Punem tigaia pe foc și până se încinge uleiul, pregătim într-o tavă o parte făină, două părți de mălai, le amestecăm ușor, iar apoi tăvălim peștele pe care îl vom pune apoi la prăjit. Urmărim cu atenție și când este aproape făcut, îl întoarcem și pe partea cealaltă. Când este gata și pe partea opusă, îl întoarcem și îl mai lăsăm încă puțin ca să se rumenească bine. Primele bucăți sunt gata, arată și miroase extraordinar de bine. Le scoatem pe șervețel de bucătărie ca să mai absorbă din ulei. După ce am pus și ultimele bucăți la prăjit, separat, punem apă la fiert pentru mămăliguță. Peștele sfârâie în tigaie, în câteva minute este gata și mămăliguța, așa că pregătim mușdeiul de usturoi. Într-un sfârșit, după multe clipe de nerăbdare, a venit și momentul adevărului. Mămăliguța este gata și mușdeiul, iar peștele arată extraordinar de bine, crusta este crocantă, iar gustul demențial. Carasul sălbatic are carnea dulce, iar dacă peștele este de dimensiuni mai mici, îl crestăm pe ambele părți, așa cum ați văzut mai devreme în videoclip, și în felul acesta scăpăm de migala curățatului de oase și îl putem savura cu plăcere. Cu ultimele imagini ale acestui preparat delicios am ajuns la final. Vă mulțumim mult pentru vizionare, să aveți o zi frumoasă de primăvară!